Petrica Mățu Stoian și Eugen Frumosu s-au cunoscut întâmplător în Craiova și de atunci au legat o prietenie frumoasă. Eugen este numele bărbatului care seamănă izbitor de tare cu regretatul artist de muzică populară Petrica Mățu Stoian. Mai mult, cei doi nu împărtășesc doar trăsături similare, dar au fost înzestrați și cu același talent, și anume vocea. Artistul și soția lui s-au cunoscut întâmplător la coafor, unde acesta obișnuia să se tundă. A rămas uimit nu doar de asemănarea dintre ei, ci și de vocea pe care o avea bărbatul, așa că și-a dorit să-i fructifice talentul. Eugen Frumosu a declarat: "Lucrez la fabrica de mobilă, dar sunt pasionat și de muzică. Eram prieteni foarte buni, venea din Târgu Jiu în Craiova ca să se tundă, să se aranjeze, la coafor ne-am întâlnit. Când m-a văzut, m-a pus să-i cânt toate melodiile. I-am zis că îi plac foarte mult cântecele lui și l-am întrebat dacă mă lasă să-i cânt melodiile. Când a auzit cum cânt, a zis că nu-i vine să creadă așa ceva, așa că m-a trimis la școala populară." Eugen Frumosu îi este recunoscător lui Petrica Mățu Stoian pentru absolut tot. Cei doi erau foarte apropiați și obișnuiau să vorbească la telefon destul de des. Ultima oară s-au auzit cu 2 săptămâni înainte ca regretatul solist să meargă la clinica pentru tratamentul post-COVID. Moartea sa i-a cauzat un șoc bărbatului, care din păcate nu a avut posibilitatea să-l conducă pe ultimul drum și nu a fost prezent la mormântare. "De fiecare dată când ne vedeam, îmi dădea câte 1 milion. Ne-a dus cu mașina și pe mine, dar și pe soția mea, Carmen, până la scară. Nu am știut că o să moară. Am vorbit cu 2 săptămâni înainte să meargă la clinică, dar nu știam că o să meargă. Nu mi-a zis nimic. Nu am fost la mormântare, am avut prea multă treabă, nu am putut să plec. Am stat și peste program atunci, m-a afectat moartea, nu mi-a venit să cred. Am încercat să-l sun seara când am aflat că este la terapie intensivă, dar nu mi-a răspuns nimeni. Vorbeam la telefon, pe Facebook, destul de des," a spus acesta. "Vreau să-i duc melodiile mai departe, să le alin puțin dorul fanilor. Când mă aude lumea cântând, mă felicită, mă confundă lumea pe stradă cu dânsul. Înainte să o cunosc pe soția mea, veneam de la coafor, mă îndreptam către o petrecere. Eram îmbrăcat cu un costum ca al său. M-au strigat pe stradă, iar când m-am întors, mi s-a zis: "Vai, dar ce să mânească domnul Petrica." Am zis că o să le caut pe surorile lui, poate că o să mă lase să cânt din repertoriul lui. Aș vrea să am ceva de pus și pe un CD. Nu trebuie să-mi dea mie, să dea la casa de discuri. Eu am un CD scos în 2009, dar sunt doar 3 melodii. El își dorea să-i duc mai departe piesele, m-a îndrăgit foarte mult. În ultimul an de liceu m-a chemat să cântăm împreună, dar nu m-a lăsat mama. Petrica Mățu Stoian voia să-mi plătească școala, voia să mă lanseze muzică. Dacă apuc să apar la televizor, o să mă cunoască lumea. Am urcat cu el pe scenă la Severin, păstrez cămașa și brâul din partea sa. Cred că o să-mi dea acceptul surorile sale, am văzut că nu sunt rele, o să le fiu recunoscător. Mi-am tăiat dintele ca să am zâmbetul ca al său și am vrut să-mi fac un tatuaj mare cu chipul său pe spate, dar nu am mai apucat," a explicat Eugen Frumosu. Dacă vreți să vedeți mai multe imagini și să auziți mai multe detalii despre acest subiect, eu vă invit să vă abonați la canal și să apăsați pe clopoțelul de notificare.